Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române, suntem împreună în seara de 29 septembrie la Zi de Zi. O bucurie și o onoare în aceeași vreme, dar și o provocare, pentru că în sine cuvântul de astăzi, din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetele 17 și 19, ne spune așa. Și Hristos să se sălășluiască prin credință în inimile voastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire. Și să cunoașteți iubirea lui Hristos cea mai presus de cunoștință și să, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Aproape că ți-au o viață dacă trebuie să tâlcuiești doar două versete. Cei care iau cu ușurătate astfel de cuvinte ar trebui să se mai gândească un pic. Încercați să gândiți cât adânc de înțelepciune este în aceste cuvinte de început. Să se sălășluiască Hristos prin credință în inimile voastre. Cu alte cuvinte, nu prin magie, nu prin mesaje, nu prin SMS-uri directe sau indirecte, ci prin credință. Cum spuneam, darul care presupune cea mai mult exercițiu dintre toate. Dar mai mult decât atât, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire. Se aude oare că nu se poate credință fără iubire și iubire fără de credință și fără înrădăcinarea aceasta prin iubire în Hristos care se așează în inima noastră. Să cunoaștem iubirea lui Hristos cea mai presus de cunoștință, ca să ne umplem de toată plinătatea lui Dumnezeu, înseamnă, de fapt, țărul acesta binecuvântat al dobândirii Duhului Sfânt. Cuvântul acesta al Scripturii este întărit de un cuvânt al arhimandritului Zaharia. E un cuvânt greu, scrie arhimandrit, dar trebuie să învățăm din când în când și cuvintele noi. Înțelept este acela care a dobândit Duhul Sfânt, care a stârnit și să împlinească poruncile lui Hristos. Și dacă este înțelept, atunci este și smerit. Să stăruiești, să stârnești și într-un fel sau altul să te înțelepțești prin smerenie. E taina prinderii Duhului Sfânt în inima ta. Este modul prin care se așează de fiecare dată inima noastră înaintea Harului Cel Lucrător al lui Hristos. Cuvântul serii acesteia despre aceasta ne vorbește, de fapt. Despre modul în care cunoaștem iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoaștere, și în aceeași vreme ne umplem de toată plinătatea lui Dumnezeu, într-un fel sau altul golindu-ne de plinătatea de sine. De foarte multe ori aud pe oameni întrebând ce înseamnă sărac cu Duhul și unii râd așa, a săraci nu de Duh. Simți dintr-o dată cum te pierzi dinaintea unui amănânt pe care ar trebui să știi orice fel de bun creștin, orice fel de bun român sau, dacă vreți, un foarte bun cunoscător al limbii. Când Hristos Domnul spune fericiți cei sărași cu Duhul, înseamnă că ne transmite de fapt că sunt fericiți cei care se sărăcesc de Duhul lor, care se smeresc. N-ai cum altfel să atingi o fericire în vreun fel sau altul, nici în casă, nici la servici, nici în biserică, nici în Evanghelie, nici deasupra Evangheliei, fără această binecuvântată așezare în smerenie. Mâine este o nouă zi.